suntem înapoi la matinalul ăla la care te uiți numai tu și nimeni dintre vecinii tăi. Mai precis, ne-am trezit. Nu ne-am trezit singuri, ne-am trezit alături de Lidia Buble, Bubble sau Buble, care buble, dintre variante? Buble. Bună dimineața, Buble. E Buble? Da. Buble franțuzesc? Sau pur și simplu Buble? Buble. Buble ca în goblen. Da. Buble. Și da. Care e etimologia numelui? De unde vine? De la mama și de la tata. Și un pic mai departe de atât? Nu știu. N-ai o poveste cu un prinț arab odată, a zis, sufla niște balonașe de săpun și a zis mie îmi plac astea, așa ar trebui să mă cheme pe mine. Bun, deci nu știu. E exact cum nici eu nu știu de unde vine Nicolae, numai că pot să inventez o poveste foarte tare. Uite așa, a venit Lidia Buble la noi să ne vorbească despre noul videoclip al piesei Noi simțim la fel, în care e o prințesă, da. O prințesă și narator este nimeni altul decât Adrian Sân, sau după alte variante Sână. Cum te-ai cunoscut cu el? Cum ai ajuns să colaborezi cu el? Ne-am întâlnit întâmplător într-o zi. Am mers la studio la Premium Artist, am avut o probă muzicală. I-a plăcut foarte mult și următoarea zi am semnat contractul. Țac, pac! Simplu! Și a doua zi m-am trezit în Macedonia. Și melodia despre ce e? O poveste personală sau...? Nu e. E o poveste între doi îndrăgostiți. Care se iubesc foarte mult, gândesc la fel, iubesc la fel, simt la fel. Am crezut că noi simțim la fel e despre cum am semnat contractul, imediat m-a văzut, m-a plăcut. Noi simțim la fel, am semnat contractul. E piesa ei de debut, așa că o să vă rog să fiți foarte atenți. Și ca să te cunoască lumea, trebuie să spun, Lidia a făcut gimnastică și n-a făcut gimnastică în Cârlibaba. A făcut gimnastică la Deva, unde se face gimnastică aia bună. Da. Simți că aduce ceva faptul că ai un trecut în sport, așa? Da, mă ajută foarte mult, chiar mă ajută foarte mult. Și se combină foarte frumos sportul cu muzica. Ești o cântăreață disciplinată și cu... Da. Doamne ajută, o să vedem asta. Eu, pe această cale, ca să o las pe Lidia să se afirme, căci totuși debutează, o să dau legătura colegii mele, Laura Bad Boy Belecciu, la bucătărie, care ne arată ce a mai gătit vietnamezul nostru preferat. Și după aia ne luăm la revederile. Yo, păi dar cum să nu, sunt aici la bucătărie, Adi a dat 5 ingrediente lui Nini, iar Nini a zis, stai Nini, da. Vreau să-mi fac și eu glumița, lui Nini a venit o idee, ia, și a făcut, ce-ai făcut de mâncare? Nu știu, mi-a dat cam târziu, nu sper că eu fie gata. Hai să scoatem măcar așa, să am făcut un piept de pui umplut cu prânză, prânză simigdale învelit în bacon. Am numai făcut bacon. E atât de Gucci, mi-a dat atâta care pot să fac. Să nu fii supărat, da? Nu cred că e supărat oricum. Da, e păi supărat, l-ai lăsat pe din afară. De păcat. Ce om, ia să te ocup să... Belecciu, nu mai vorbi cu puiul, Belecciu. Păi da, dar uite, a rămas singur. Că ne iau ăștia de la picot, Belecciu. Și uite, mi-a venit și mie o idee. Doamne, maică. Dragii noștri, atât a fost pentru astăzi. S-a terminat, adică aproape s-a terminat, ne-am trezit. Ne vedem mâine dimineață la ora 7. Zici tu la revedere, oameni buni! La revedere, ne vedem mâine! Zici tu la revedere, puiuțule! Și noi de aici, de la bar, de unde stau oamenii normali, care nu vor purta cămăși albe foarte lungi și cu mâneși foarte lungi legate fundiță în un lot. Iar vine, fugiți! Ne luăm la revedere de la voi. Mulțumesc mamei mele, lui Iisus Hristos, pentru harul pe care mi l-a dat. Mulțumesc lui Cosmin Ezelcu, care întotdeauna alături de mine. Și eu mulțumesc, pentru că nu e așa, dacă e întuneric, întotdeauna va fi și lumină. Sau așa zicea domnul Bob Marley. Ne vedem mâine dimineață de la 7. Vă pupăm, să aveți o zi foarte bună și ne vedem mâine. Așa că ascultați-o pe Lidia Buble! Te-ai fi tu sal și eu la mal, la umbra ta m-aș pune. Știu că-ți pare ireal, a să fugim în lume. Sau poți să stai aici, să-mi dai culoare. Mai bine îți aduc lumea la picioare, da. Vreau să ies pe stradă și să urlu tare tot ce simt. Lumea să ne vadă, să ne vadă strălucind. Fără măști cu zâmbet, fără
fără să mă ascund din nou de ei. Să nu scoți un sunet, vreau să mă privesc în ochii tăi. Poate nu mă crezi când spun că s-ar putea să nu-mi ajungă. Miliarde nopți să te ador. Și încă o dată noi gândim la fel, simțim la fel, iubim la fel. Și nimeni n-are cum să ne doboare, nici lumea nu mai pare mare. Când noi doi gândim la fel, simțim la fel, iubim la fel. Te-am așteptat să vii o viață întreagă. E un destin care ne leagă. Nu credeam vreodată că există în lume cineva să mă completeze, să știu că jumătatea mea să mă tempereze. De fiecare dată când ia foc să mă încurajeze, când vreau să renunț la tot. Poate nu mă crezi când spun că s-ar putea să nu-mi ajungă. Miliarde nopți să te ador. Și încă o dată noi gândim la fel, simțim la fel, iubim la fel. Și nimeni n-are cum să ne doboare, nici lumea nu mai pare mare. Când noi doi gândim la fel, simțim la fel, iubim la fel. Te-am așteptat să vii o viață întreagă. Când sunt cu tine pierde orice teamă, clipă de clipă lângă mine știi ce mult înseamnă. Și nu mă satur vreodată să te privesc, când tot ce îmi doresc ești tu, ai înțeles? Da, pentru noi nu contează ce spun unii, unul pentru altul împotriva lumii. Prințul din poveste, prințesa din castel, nimic nu ne separă, noi visăm la fel, da. Poate nu mă crezi când spun că s-ar putea să nu-mi ajungă. Miliarde nopți să te. Încă o dată